De unde vin blestemele în viața noastră? Recenzia unui film contemporan ne descoperă scenariul. Pe planeta noastră cade o navă spațială cu forme extratereste de viață și aduce un rău imens. Dar Biblia ne arată că Dumnezeu a izgonit diavolul din cerul pe pământ. El a fost aruncat sub picioarele oamenilor pentru nebunia și răzvrătirea sa împotriva lui Dumnezeu. Dar oamenii, din cauza fără de legilor, nu pot călca diavolul, nu-l alungă și se unesc cu el. Acest lucru duce la înfrângerea minții și la degradare. La ficțiune minții. Cum se spune în popor, sărit de pe fix. Stricăciune minții. Înțelegeți cât de mare este problema? Care furcă? Care coarne? Care copite? Diavolul este acolo, într-un nebun. Și mulți cred că diavolul este prost. El stă într-un nebun, țipă și se dă cu capul. Este fără minte. Foarte naiv. Foarte naiv. Diavolul este activ și are o influență foarte mare. De aceea putem vedea cum lumea înnebunește. Sau deja înnebunit. Și aceste lucruri putem vedea chiar și în biserică. În film, directorul general al Centrului de Cercetare este obsedat de ideea încrucișării acestor făpturi, simbioții cu oamenii. Sub pretextul unei cauze nobile, pregătirea omenirii pentru un inevitabil colaps ecologic al Pământului, pe planetă se fac lucruri inimaginabile. Totul este ca în viața reală. Astăzi, multimiliardarii, politicienii și savanții se pregătesc pentru sfârșitul lumii, depunând efort și investind resurse imense. Ei știu că în generația noastră se va întâmpla un colaps ecologic. Profețiile biblice spun că în curând va fi a doua venire a lui Iisus Hristos pe pământ și se va produce schimbarea autorității, dar mulți nu așteaptă întoarcerea lui Dumnezeu. Ei experimentează încrucișarea simbioților cu oamenii. Simbioții au nevoie de purtători, iar aceștia sunt adesea oamenii. Purtătorii oferă gazdei capacități supraomenești și comunică cu proprietarii săi atât vocal cât și telepatic. În esență, simbioții sunt demoni, iar acest film promovează cât este de bine să ai în tine o ființă demonică. Este începutul nebuniei din cauza căderii marilor civilizații. Imperiile dispar și se distrug când omenirea se unește cu demonii, în orice formă. Zeii din vechime sau experiențele științifice contemporane. Și nici un om firesc, nici un înțelept, nici o conducere a țării nu va putea să rezolve aceste lucruri. În istorie este un exemplu, Nebucadnețar, cel mai bogat imperiu, cel mai mare rege, povestea chipului care a fost descoperită prorocului continuu până în ziua de astăzi. El a venit și a vorbit acestui conducător. Conducătorul nu îl asculta pe predicator. Nu îl asculta pe Daniel. Ce s-a întâmplat? A înnebunit. Mulți ani a fost nebun și când i-a fost întoarsă minte, este istorie, este un fapt real, este Nebucadnețar, Babilon, un conducător mare, Imperiul Măreț, care se transformă mai departe acest chip. Când și-a revenit, mintea i s-a întors, mândria a plecat, deoarece Dumnezeu se împotrivește celor mândri, ce s-a întâmplat? A ridicat ochii spre cer și a spus, omul aici nu hotărăște nimic. A dat slavă lui Dumnezeu și a spus că Dumnezeu hotărăște pe cine să pună conducător și căpetenie. El a spus, noi atât de mult credem despre noi, dar omul prea puțin contează. Totul și în toate este Dumnezeu. Amin. După fără de lege, inevitabil urmează înfrângerea minții. Astăzi, tema demonică este popularizată. În filme, ca și în viață, mulți mor din cauza simbiozei cu ființele nepământești, demonii. Dar când omul reușește totuși să conviețuiască cu această creatură, începe să aibă abilități supranaturale. Și ne gândim, dacă aș fi și eu așa. Și astfel, singur deschidem ușa pentru blesteme și demoni în viața noastră. Suntem atrași de lucruri demonice, nu de cuvântul lui Dumnezeu și de cunoașterea lui Iisus Hristos în biserica lui. Oare ce duh ne umple? Nu Duhul Sfânt, ci Duhul Diavolului. Și ca în filme dorim să ne îmbunătățim abilitățile prin simbioza cu demonii. De aceea, nivelul atât de ridicat al cunoștințelor în civilizația de astăzi este aproape de nivelul și mai înalt al nebuniei, obsesiei, bolilor, războaielor,
violenței, terorii, trădării, sodomiei, perversiunilor și orice răutate. Toate pentru că noi, ca eroii din majoritatea filmelor, suntem plini de fără de lege. Îl acuzăm pe Dumnezeu că ne-a uitat și sub acest pretext facem fără de legi. Lumea înnebunește și nu este un secret. Deși este o lume civilizată, se consideră că trăim într-o lume civilizată, dar cât de multe probleme sunt, câtă răutate, câtă necurăție, câtă nebunie. Sunteți de acord cu mine? Câtă războaie, câtă violență, câtă trădare, necurăție, sodomie. Așa este. Și putem vedea aceste lucruri chiar și în țările care erau creștine. Pe mine mă înspăimântă acest lucru. De ce vreau să vorbesc către inimile voastre? Ca să mă auziți, că urechile voastre să fie deschise și ca numele voastre să fie scrise în ceruri. Deoarece dacă numele voastre vor fi scrise în ceruri, atunci, în mod real, veți călca peste toată puterea vrăjmașului și toți vor fi sub picioarele voastre și nimic nu vă va vătăma. Amin! Așa a spus Iisus, așa și este. Amin! Toată slava este a lui Iisus. Aleluia! Simbioza cu demonii se face prin sufletul tău mereu nemulțumit și prin firea ta păcătoasă, care vrea să mulțumească doar sinele. Trăind după fire și suflet, ajungi sub influența lumii spirituale, a vrăjitoriei și a demonilor. Este afectată mintea. Chiar în capul tău, diavolul te convinge să încheie o alianță pentru ca el să simtă viața prin tine, iar tu să primești puterile supranaturale pe care le oferă această creatură. Astfel, multe vedete, savanți, oameni bogați sau simpli se contopesc cu demonii. În planurile lor sunt experimente antiomenești, cucerirea cosmosului, pentru a chema legiuni de simbioți sau demoni pe pământ și a asimila omenirea. Din cauza simbiozei cu diavolul, omenirea a înnebunit. Împlinește voia lui Satan și nu mai lucrează pentru binele oamenilor și a lui Dumnezeu. Blestemul planetei se datorează faptului că omul încetează să fie om. Omul scoate din viață pe Dumnezeu și cuvântul lui și mizează pe simbioza cu diavolul. În film se arată clar cum eroina principală se unește cu creatura nepământească și se transformă în versiunea feminină a simbiotului, iar prin sărut o transmite și iubitului ei. În prezent, relațiile intime dezordonate sunt o rețea de transmitere a demonilor. Consider că deții controlul, dar ești deja robul diavolului. Ești robul celui căruia îi slujești. Slujești desfrâului necurăției perversiunii, ești robul lui Satan. Slujești neprihănirii dragostei și lui Hristos, ești robul lui Dumnezeu. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Cât este de simplu? Toată problema este că omul crede că este singur, că el controlează situația, sigur. Dar de ce lumea devine tot mai rea? De ce ieri te-ai căsătorit, dar astăzi ai divorțat? De ce ai investit viața în acești copii, dar ei te urăsc? De ce nu ai relații bune cu oamenii apropiați? De ce cât bine le-am făcut oamenilor credincioși și ei mă urăsc? De ce? Deoarece cineva are la minte. Cineva are acces la minte. Dar mintea înseamnă totul. Problema este mult mai serioasă. Mult mai serioasă. Și cel care o înțelege, care nu înțelege, ajunge în capcană. Și dacă ești robul diavolului, când cineva încearcă să atace creatura din tine sau să scoată demonul, te transformi într-o creatură groaznică. Nu te mai poți controla în răbufnirea mâniei și a furiei. Nu te mai controlezi, ești controlat de creatură. Nu mai poți renunța la dependențe, alcool, droguri, infidelitate sau legături transexuale, mândrie și nebunie. Nu poți opri destrămarea familiei, ura, mânia, certurile, bătăile, fricile, depresiile, suspiciunile. Ești robul păcatului și al diavolului și îi slujești lui.
iar el te distruge încet din interior, îți devorează și distruge viața. Cu toate acestea, ești sigur că această creatură este parte din tine și cu ea viața capătă un nou gust. Dar unde este libertatea de toată drăcia aceasta? Hristos a venit pe pământ ca să distrugă faptele diavolului. El a venit să dea robilor de război slobozirea și să dea drumul celor apăsați. Dar cine este Iisus Hristos? Este Dumnezeu și numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune cuvântul Său, demonii și tot universul se supun. Trebuie doar ca Dumnezeu și cuvântul Lui să fie din nou pe primul loc în viața ta. Voi trăiți ca niște robi. Nu sunteți liberi. Ați greșit. Voi nu sunteți liberi. Și astăzi este demonstrat că voi nu sunteți liberi, că lumea nu este liberă. Și aceleași țări care cândva erau creștine nu devin mai bune. Sunt probleme. Eu sunt liber, dar cineva este rob. Și nu pur și simplu al păcatului, ci al diavolului. Simțiți diferența? Să fii copilul lui Dumnezeu și prin dragoste să dai deoparte eul propriu și să pui pe primul loc voia lui Dumnezeu și să spui sunt rob, pentru că aceasta este decizia mea să fiu robă lui Dumnezeu, Iisus este Domnul meu, sunt robul Lui, sau la cine dintre voi vin gânduri rele? Depresia, frici sau altele? Întrebarea. Eu am ales să fiu robul lui Hristos singur. Aceasta este decizia mea. Dar problemele care vin la voi, blesteme, boli, gânduri și tot ce vă chinuie, este alegerea voastră? Este alegerea voastră? Vă treziți dimineața și spuneți, vino frica, vino moartea, vino iadul. Nimeni nu face așa. Nici lumea nu face așa. Dar vedem că lumea se schimbă și vedem această nebunie care se întâmplă. De ce? Pentru că să fiu robul neprihănirii este alegerea mea. Dar să fii robul păcatului nu este decizia ta. Nu este decizia oamenilor. Această robie vine din partea diavolului. De obicei, filmele se termină cu biruință și nimicirea răului, dar în realitate nu este așa. Nu te vor salva supereroii, religia și ritualurile, ci doar Dumnezeu și cuvântul Lui. De aceea ai nevoie de biserica unde se studiază cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Găsește o astfel de biserică și aleargă acolo. Abonați-vă la canalele noastre și ascultați zilnic cuvântul lui Dumnezeu și psalmii biblici. Dumnezeu să ocupe locul central în viața ta și diavolul va fi dat afară. Pastore, m-am săturat de tine. Ascultați predică. De câte ori pe zi să ascult? Cât am citit? Câte locuri din Biblie am studiat? De ce să ascultăm această laudă și închinare? Am să-ți spun de ce. Deoarece noi trăim în timpurile când diavolul aiurează tu în fiecare zi tot mai mult și mai mult. Timpul lui se scurtează și el aiurește tot mai mult. El este nebun, deoarece s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Și nebunia sa o transmite lumii și bisericii, oamenilor creștini care nu înțeleg că nu înțeleg și nu atacă, care nu păstrează harul lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat în viața Evei. Mintea ei s-a stricat. Și de aici se izvoresc toate problemele. Astăzi toată lumea întreabă de ce se întâmplă în Europa asemenea lucruri, LGBT și alte lucruri. Parcă au înnebunit și acolo, au înnebunit și acolo, și aici, și acolo. Da, au înnebunit. Și Biblia spune despre aceste lucruri. Romani 1 vorbește despre aceleași lucruri. Ați citit? Că există stricăciunea minții, mintea pervertită. Unde este problema? În minte.
De aceea, Noul Testament, pe ce este bazat? Dumnezeu spune, am să scriu pe inimile și în mințele lor cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fie pecetluite de Duhul lui Dumnezeu, de revelația lui Dumnezeu, ca să alegem și să trăim după Duh și să nu devenim robii păcatului și a diavolului.